De 3 decembrie, Ziua Internațională a Persoanelor cu Handicap, micuții claselor 1-4 de la școala numărul 10 au cântat, au dansat și au recitat pentru cei cu nevoi speciale. 40 de adulți cu handicap mental instituționalizați în locuințe protejate din subordinea Direcției de Asistență Socială s-au bucurat de spectacolul oferit de cei mici. La rândul lor și cei cu dizabilități le-au oferit celor mici o scenetă cu ajutorul actorului Toma Vasile. Anul acesta am fost bucuroși și toți beneficiarii noștri sunt bucuroși că au fost invitați să vină aici și să sărbătorească în cadrul școlii 10 această zi deosebită. De 5 ani, Direcția Generală de Asistență și Protecție Socială Giurgiu se află în parteneriat cu școala numărul 10 și urmărește educarea copiilor în spiritul solidarității sociale.